De mâine, salariile medicilor vor fi majorate. Noul mecanism presupune remunerarea angajaților din sistemul de sănătate conform indicilor de performanță. Cu cât se mărește leafa unui medic, știe Cristina Gavrilenko. Cristina, te ascultăm. Bun găsit! Potrivit noilor prevederi, salariile medicilor și a lucrătorilor medicali vor crește cu aproximativ 20%. Potrivit ministrului Sănătății Ruxanda Glavan, accentul va fi pus pe majorarea veniturilor tinerilor specialiști, care au un stagiu de muncă de până la 10 ani. Astfel, salariul acestora va crește cu 50% sau chiar se va dubla. Venitul salarial al angajaților din instituțiile medico-sanitare publice va fi compus atât din salariul de funcție și garanții salariale, cât și din remunerarea pentru indicii de performanță înregistrați. Evaluarea lunară a îndeplinirii indicatorilor de performanță va fi efectuată de către o comisie din cadrul instituției în care activează salariatul. Astăzi, tinerii ginecologi obstetricieni, care au una dintre cele mai importante și responsabile profesii, primesc lunar în jur de 2000 de lei. În aceste condiții, pentru a se putea întreține, ei sunt nevoiți să muncească peste program. Salariul tânărului specialist este în jur de 2000 de lei, dar ca să supraviețuim, noi trebuie să facem un număr mai mare de gărzi de noapte. Pentru a-ți permite strictul necesar, noi efectuăm activitate zilnică și până la 10 gărzi. Nu decent, bineînțeles că trebuie să fie de la 10.000 de lei în sus, pentru a duce într-adevăr o viață decentă. Noi am avut, bineînțeles, solicitări de a presta servicii medicale chiar în România, dar clar, dorim, ne-a spus de mult, să rămânem în Republica Moldova. Datele statistice arată că în ultimii ani numărul medicilor din țara noastră a scăzut simțitor. De regulă, mulți apucă calea străinătății. Sunt mulți colegi de mii care au plecat. Sunt care au plecat imediat după rezidențiat. Sunt care au plecat făcându-și, lucrând un an, doi, după care nu au fost mulțumiți de careva condiții și au plecat. Sunt mulți. Și tind și în continuare să plece mulți. Dacă într-adevăr se implementează această lege, tinerii specialiști vor fi menținuți în țară. Noul mecanism de salarizare vine să-i motiveze pe tinerii specialiști să rămână în țară. Implementarea acestui mecanism din start ar majora salariul lucrătorilor medicali în total minimum cu 20%, dar a tinerilor specialiști cu 40%. Ne-ar permite micșorarea exodului de specialiști. Aici vor fi indicatorii de calitate și indicatorii de rezultat, inclusiv și satisfacție pacientului referitor la serviciile prestate. Ceea ce ne propunem acum este să eliminăm odată și pentru totdeauna inechitățile care erau la care erau supuși tinerii specialiști. Ori un medic, după 4 ani, 6 ani de facultate, 3, 4, 5 ani de rezidențiat, era pus în situația să-și asume responsabilitatea în fața unui pacient pentru viața și sănătatea lui, exact așa cum o face și un medic care are o vechime mai mare în muncă. În urma implementării proiectului vor avea majorări de salarii peste 50.000 de angajați din sistemul de sănătate. Cheltuielile necesare pentru majorarea salariului pentru a doua jumătate a anului 2016 se estimează la 295 de milioane de lei. Resursele financiare sunt prevăzute în legea fondului pentru asigurările medicale pentru anul curent.